provocare care cred că a ieșit bine și toți ne-am bucurat de rezultate. E un proiect foarte divers, care ar putea fi colecționat într-un fel sau altul. Încerca să rup unghiurile, să transform obiectul deja existent într-un obiect de artă. Cumva oricum e aceeași suprafață plană, etapizată, mă rog, e pătrat, e un cub, a fost cumva altfel. Mi-a fost un pic mai greu că aveam mânuța, să zicem, era mai greu să-l mai manevrez așa, dar a fost ok. În mod special, proiectul ăsta mi s-a părut interesant, pentru că cumva prin intermediul Red Bull Curates poți să ajungi și într-o zonă de muzică și un alt fel de target și e o chestie constructivă pentru ambele părți. Nu e decât o schimbare de suport, să zicem. Deci lucrurile care trebuie să le scot afară din cap sau trebuie să le exprim, oricum le fac. Că le fac pe un perete sau le fac pe o hârtie, nu contează foarte mult. Atunci și suportul a venit cumva bine. Faptul că e pătrat m-a ajutat într-un fel. Am fost impresionat de asocierea între Red Bull și Felix Baumgartner, care a vrut să-și depășească limitele și mi s-a părut foarte interesant faptul că el s-a născut în anul în care Armstrong a pășit pe lună și eu cred că pe el a urmărit cumva această potrivire de evenimente istorice și faptul că s-a apropiat de lună cumva cred că pentru el a fost un scop în viață și cumva Red Bull pentru mine mi se pare că este un simbol de a îndeplini visele și aspirațiile anumitor oameni care au o anumită cutezanță și o năzuință specială. A transformat un obiect absolut domestic, un cooler, trifațetată lucrare de pictură este un adevărat experiment pentru că materialul nu este unul convențional, ci dimpotrivă e un metal care nu-ți permite întotdeauna orice. Sper că acest tip de mesaj vizual al artiștilor pe brandul Red Bull să fie apreciat și să fie primit ca atare. Adunie mă se bag.